Cei care s-au născut în Zodia Peștilor vor avea în prima parte a zilei de 16 iunie o perioadă în care vor fi mântuiți de tot felul de idei, de gânduri, nu toate logice, impresii, străfulgerări, totul stă sub semnul exagerării, al excesului, al deformării subiective, al impresiilor mai mult sau mai puțin greșite, deformate de moment. Între 16 iulie după ora 11 dimineața și 18 iulie după ora prânzului. Luna va străbate zodia peștilor, se va apropia la un moment dat și de Neptun, va fi prietenul și aliatul celor născuți în pești. Le va mângâia sufletul, le va spori calitățile, îi va face simpatici, plăcuți, și veseli. Poate că ei înșiși vor fi mai împăcați, mai fericiți, mai liniștiți, mai puțin dispuși să reacționeze la tot felul de stupizenii ale vieții cotidiene, având înțelepciunea să le ignore, să le ocolească, să le depășească și în felul acesta să-și conserve energia. Între 18 iulie după ora 14.30 și 20 iulie seara, sectorul banilor poate să fie un motiv de agitație, de nemulțumire, de alergături, de drumuri, de șederi pe la ghișe și cozi și Mă rog, de discuții mai mult sau mai puțin convenabile cu reprezentanții unor instituții. Posibile preocupări legate și de salarizare, ori de veniturile viitoare. Unii își fac foarte multe gânduri, planuri, se chinuie, cum s-ar zice, să găsească o soluție, o alternativă, pentru a câștiga niște bani. Ideea nu e să supraviețuiască din aceea, ci să mai câștige ceva pentru constituirea unei rezerve pentru viitor, pentru siguranța lor, pentru liniștea lor. Între 20 iulie, după ora 21 și 30 de minute, și 22 iulie, Casa a Treia Comunicării beneficiază de un careu de planete, care se vor afla trei dintre ele. În conjuncție la gradul 18 în Zodia Taurului, una dintre aceste trei posturi astrale este sensul vieții, loc al destinului, în conjuncție cu Uranus. Poate fi vorba de o informație esențială, fundamentală, de o informație care poate este medie, așa, în statutul ei, dar care are eco, impact, și de aici decurg decizii importante, schimbări de opinie. Răsturnare de situație, în așa fel încât de aici, chiar dacă nu în acea zi sau în acele zile se petrece ceva concret, în viitor, evoluția lucrurilor își poate avea originea în transformările acestei etape. Situații care reprezintă o provocare, poate fi un dialog, un eveniment cu aer de accident. Sau implicarea în viața și evenimentele al cuiva care îl modifică, îl transformă, îl influențează pe cel născut în pești. Va fi marcat în mod real, sincer și profund de consecințele, de semnificația, de amploarea acelor evenimente la care a asistat sau la care până la un punct a fost factor activ, a contribuit și el cu ceva. Nu știu în ce măsură examenele vor fi favorizate. Teoretic este vorba de o prestație bună. Acum eu îndrăsnesc să spun ceva care s-ar putea să nu se verifice decât într-un număr foarte mic de cazuri, dar chiar și așa tot este bine pentru că e o considerație de excepție la un context de excepție. Și anume, un fel spectaculos de a ieși Dintr-o încurcătură care le va permite unora dintre pești, mai ales celor tineri, să câștige note bune, puncte, simpatie, admirație, încredere. Și de unde nu se duceau ca um, niște persoane legitime să câștige un loc sau să ocupe o poziție, chiar dacă nu erau favoriți, iată că vor fi. Pentru că se întâmplă ceva. Care schimbă datele problemei și prin uriașa putere de adaptare care este intrinsecă naturii celor născuți în pești, îi vor ști pe loc, pe moment, instantaneu să înțeleagă, să se adapteze, să reacționeze și în felul acesta să fie la înălțime. Acolo unde toți ceilalți nu vor reuși această performanță. Ea îi va scoate în prim plan, ea îi va pune în uh, ipostaza de a fi priviți într-un cu totul fel, ca și cum ar fi deja vedetele momentului. Și de aici poate să vină schimbarea, statutul, succesul, uh, imaginea lor bună, un moment de rezonanță pentru carieră și pentru existența lor. Pe 18 iulie planeta Venus va intra în zodia racului și până pe 11 august va străbate casa 5-a sentimentelor, făcându-i foarte sensibili și foarte reactivi, hiperreactivi, hiperemotivi pe cei născuți în pești. Nu este o combinație foarte bună, nici Mercur cât a fost în tranzit prin Zodia Racului n-a fost o combinație bună pentru că îi împingea să facă mărturisiri și declarații absurde, apoda nejustificate. Acum planeta Venus îi va face să trăiască și să reacționeze într-un fel slab, neplăcut, nu vor fi la înălțime, din păcate, aici. Vor face și greșeli, vor fi conduși de sentimente de moment, acestea vor fi exacerbate, nu vor fi uh, foarte logice subiectivismul în comportament își extrage uh, motivația din subiectivismul gândirii. Totul este deformat, are o cu totul altă dimensiune în mintea și în ochii lor. De aceea, până pe 11 august, oricât de supărați, de afectați, de motivați ar fi, cei născuți în zodia peștilor bine ar fi, să nu spună nimic, nici mărturisiri, să nu întrebe pe nimeni nimic, nici măcar mă mai iubesc sau nu. Nici de ce ai venit, nici de ce ai plecat, pentru că este inutil. Indiferent ce le va spune acea persoană, felul lor de a reacționa va fi impropriu și va conduce pe cărării greșite. Inutil vor regreta după aceea, inutil vor urma scenele tipice pentru că ele nu vor șterge impresia și impresia nu va fi, din păcate, una bună, așa încât este bine să rămână demni, tăcuți, discreți. Observatori atenți să facă un efort de logică și de obiectivitate sau de imparțialitate și să aștepte să treacă aceste zile care nu le sunt favorabile, în ciuda faptului că planeta Venus este, mă rog, prin vocație, un benefic și un protector. În această combinație, nu. În plus, această planetă, începând cu 25 iulie, se va apropia cu fiecare zi de Luna Neagră. Și acela va fi un moment prost din punct de vedere afectiv. Ghinion, neșansă, conflict, situație nefericită care poate să pună în evidență un lucru grav de care nu știau. Să afle cine știe ce basme despre persoana dragă. Să trăiască alături de acea persoană niște momente. Din care respectivul să nu iasă, sau respectiva să nu iasă deloc uh, într-o imagine luminoasă, să iasă pătat și ciobit rău de tot. Alte ori poate să fie vorba de întâmplări cu aer de ghinion, de stupiditate, ceva din categoria glumei, ceasul rău, pisica neagră, adică o combinație de situații imprevizibile care să strice uh, relația și să-i pună și pe ei într-o lumină neplăcută. După mine, dacă aveți tărie de caracter și putere, vă abțineți și nu prea vă mai vedeți și mențineți relația la strictul necesar, fără nicio supărare, ca să treacă această etapă. Dacă o să primiți reproșuri și o să fiți întrebat sau întrebat de ce evitați, de ce acest comportament evaziv, am impresia că e supărat, spunem ce s-a întâmplat. Cred că lucrul cel mai bun este adevărul. Și veți spune că ați primit un sfat de la o emisiune de astrologie în care, ca să păstrați relația, ca să o protejați, vreți să depășiți un moment neplăcut. E un risc. Și bine ar fi să o faceți împreună în cunoștință de cauză. Și să vorbiți după aceea, vrute și nevrute, după 11 august, când sigur, sigur nu va ieși ce ar putea să iasă în această perioadă. Pe 19 iulie, planeta Mercur va intra în casa 6 a sănătății, dar și a relațiilor de muncă. Îl iau în calcul doar pentru relațiile de muncă. Transitul este scurt până pe 4 august și aduce posibilitatea unor discuții esențiale cu persoane importante, șef, patron, director, ministri, mă oameni cu funcție, cu rang, cu demnitate, suspuși cum vreți să-i spuneți, care vă pot ajuta într-o chestiune de plasament profesional. Acum, sigur că nu se va pune problema unei angajări minore, a unui om modest care caută și el ceva acolo de lucru. Este vorba de ipostațe importante, de funcție sau. Aceia sunt în căutarea unor persoane remarcabile. Îmi permit să fac așa o comparație cam brutală, dar despre asta e vorba. Aceia sunt vânători de capete, deci știți ce înseamnă. Caută un om excepțional din punct de vedere profesional, un om de valoare, cu experiență, un mic geniu. Au nevoie de un om ca să dea o valoare în plus sau progres, șansă unui proiect de al lor. Și se produce această întâlnire, și atunci este vorba de o ofertă, de o invitație. Și statutul nu e că și-a găsit și el loc de muncă, cum spuneam adineauri, ci este vorba de ceva remarcabil. Evident că este de acceptat oferta. În plus, din 22 iulie, în același sector al Casei A6, va intra soarele și acesta, până pe 23 august, va traversa în fanfară <laughs> această zodie a leului, pentru că va da și mai multă greutate și mai multă strălucire unui demers pe care tocmai vi l-am conturat. Soarele aduce noroc în plan profesional, aduce șansă, strălucire, victorie, afirmare, recunoașterea meritelor, descoperirea unor calități. Este foarte, foarte bine. Nu e foarte foarte bine din punctul de vedere al sănătății, pentru că va fi o apăsare astrală asupra fiziologiei inimii. Nu spun că o lezează, nu spun că o pune la încercare, pentru că totuși soarele are o funcție vitală esențială. Totuși sunt de evitat activitățile care solicită inima prin efort fizic sunt de evitat uh, scenele de conflict cu tensiune unde oamenii trebuie să se abțină și să se controleze și toată uh, această luptă cu sine se va reflecta asupra inimii. Apoi se întreabă de ce au făcut extrasistole și au pulsul mărit și au făcut un puseu de hipertensiune. Sunt de evitat conflictele deschise și mai este ceva, este de evitat uh, munca de noapte. Munca în asalt, munca fără oprire. Inima are nevoie de repaus. Țineți minte acest lucru, măcar în aceste patru săptămâni, când ea este în prim planul atenției acestui astru vital. Altfel, soarele poate să dea și niște capacități de vindecare și de autoreglare în ansamblu organismului, pentru cei slăbiți, pentru cei care au trecut prin operații, prin încercări, prin suferințe și acum sunt într-un soi de convalescență, dar așa, nu sunt bine. Sunt slăbiți, sunt amețiți, sunt obosiți, nu sunt la potențialul lor. Prezența soarelui timp de patru săptămâni le poate da peștilor un plus de vigoare, uh, spor de energie, refacere și reechilibrare organică, recuperare fizică, psihică, mentală și le mai poate da o transformare în atitudine și mentalitate. Să fie mai optimiști, mai încrezători în ei, mai blind de speranță, mai bucuroși, mai veseli, ceea ce este foarte important pentru că îi va scoate din melancolia primăverii din care încă nu au ieșit.